vorba de zona personală a vieții mele. Sunt autor de carte și am scris până acum 7 cărți. Cine e interesat să-mi citească cărțile, sunt toate disponibile acolo, în format digital gratuite, așa că dacă doriți puteți să vă uitați site-ul. Sunt fundraiser și mă implic în diverse proiecte și strâng fonduri prin participarea la activități de alegare, precum maratoane sau semi-maratoane. Și același timp sunt coach pentru acestea obiectivelor, ce înseamnă că ajut oamenii și companiile să depășească obstacolele și în același timp să-și atingă obiectivele. Cam asta despre mine. Și pentru că evenimentul ăsta nu e despre mine, aș vrea să știu și eu câteva lucruri despre voi. Așa că o să am câteva întrebări, doar la 3-4 întrebări. Și aș vrea să-mi ridica să răspundeți la ele cu o mână sus. E ok? Da. Da? Nu ne-aș ridica niciun mână. E ok? Da. Ok. Bun. Și câți de aici sunteți la liceu? Da. Ok. E cineva de aici la facultate? Nu e la facultate. Da. Bravo. Nu. Avem un om acolo în spate la facultate, da? Ok. Bun. Și din cei care sunteți și la liceu și la facultate, v-ați gândit ca pe viitor să alegeți unul din următoarele 3 domenii? Medicină, drept sau IT? Ok. Din cei care au ridicat mâna acum, cât sunt pasionați de domeniul pe care l-au ales? Ok. Destul de mult. Bun. Foarte mișto. Și o să încep prezentarea. Ok. Perfect. Și aș vrea să vorbesc astăzi despre convingeri. Și dacă ne uităm la lucruri, în esența lor, lucrurile sunt într-un anumit fel. Astea sunt lucruri. De obicei, lucrurile sunt A sau sunt B. De foarte puține ori, lucrurile sunt și A și B. Ceea ce înseamnă că, de exemplu, dacă vă pun să îmi spuneți ce culoare are telecomanda, așa de telecomandă, probabil tot ce să ziceți că negru. Pentru că lucrurile sunt într-un anumit fel. În același timp, dacă iau două grupuri de oameni, și să zicem că le-a deschis o întrebare despre ce ai și cafea. Probabil că unul vă zice că cel mai bun decât cafea sau celălalt lucru va zice invers. Însă lucrurile în continuare stau într-un anumit fel. Pentru că până la urmă, oamenii simt că prin propria percepție la lucru. Și lucrurile astea care stau într-un anumit fel, până la urmă e natura lor. Da. E natura lor că lucrurile se stau într-un anumit fel. Și lucrurile astea care stau într-un anumit fel sunt foarte valoroase. Ceea ce înseamnă că sunt greu de schimbat. Și ele, de fapt, sunt niște convingeri. Cum sunt formate convingerile? Informație care ajunge la noi și ajunge de ajuns de multe ori respectiva informație, astfel încât să fie foarte puternică și să fie o convingere. Cam așa se formează pe scurt o convingere. Și aș vrea să vorbesc despre 4 cercuri sociale care ne dau informații și ne ajută să ne creăm convingeri. Și astea sunt familie, prieteni, școală și muncă. Și pentru că până la noi e vorba de oameni, atunci când ne uităm la convingere, se întâmplă să vedem mai multe informații. Însă, dincolo de convingere respective, fiecare om are o esență. Dincolo de informația pe care o ia din exterior, fiecare om este într-un anumit fel. Așa că am încercat eu să le dau, zic eu, cât mai bine, câteva esențe diferite ale unor oameni diferiți. Și astea sunt reprezentări grafice, vizuale, pe acest lucru. Și fiecare om are o esență lui, care e diferită. Însă, atunci când pe luăm informație, să zicem, de la familie, se întâmplă ceva. Cine poate să-mi dea un exemplu de informație pe care părinții ne-o tot repetă, astfel încât de la un moment dat încolo, devine atât de puternică încât credem în ea și o convinge? Oricine. Da. Părinții în picioare pe rog și vorbește mai tare. Ok. Învață ca să rămâși ceva. Ok. Da. Ridică-te în picioare și vorbește mai tare. Ești frumos. Ok. Altcine? Da. Moș Crăciun există? Moș Crăciun. Mersi. O să mai am ceva exemple, dar nu. Și asta se întâmplă când avem parte de informații de la părinți. Informația pe care o preluăm nu prea face esența pe care noi o avem să nu prea mai fie vizibilă. La prieteni. Ce ne spun prietenii atât de mult încât ajungem să credem și noi? Ceva exemplu. Un exemplu nu e tot mai bun, dar e tot bun. Da, zic. Ridică-te picioare. Eu nu știu, frică, am mai făcut asta. Și eu nu știu. Ok. Alte exemple. Da. O să fie totul bine. Ok. Da, ai încredere. Cum? Ai încredere. Ai încredere. Băi, mă bucur că sunt exemple pozitive pe aici. Mai departe. Ce asta se întâmplă când primim informații la prieteni? De la școală. Ce auzim la școală astfel încât după sau în timpul școlii, avem
parte din informația respectivă încât ajunge să pierdem. Voi arătezi, dacă ești cu mintea e doi. Altcineva. Atât? Da. Mai tare, te rog. Dacă nu vezi, nu-i faci nimic în viață. Ok. Bun. Și se întâmplă acea lucru. La muncă e la fel. Și preluăm informații din exterior, de ajuns de mult încât să avem foarte multe convingeri, care de obicei nu sunt ale noastre, adică suntem convinși de lucruri care nu au legătură cu esența noastră. Și cam asta se întâmplă. Însă de cele mai multe ori, nu suntem influențați doar din cer. De ce n-am putut să suntem influențați de cele toate patru ceruri? Și în dreapta jos, sunt toate cele patru suprapuse. Se mai vede esența? Nu prea. Sau foarte puțin sau deloc. Depinde de care, depinde de om. Însă, până la urmă, ce putem face? Ce putem face? Când vine vorba de convingere, se întâmplă în felul următor. Le putem categorisi ca bune sau ca mai puțin bune. În sensul în care suntem mulțumiți sau nu suntem mulțumiți de ele. Și înainte de... Am două zici. Înainte de a încerca să schimbăm o convingere, trebuie să ne dăm seama dacă e bună sau dacă nu e bună convingerea respectivă. Însă, înainte de a schimba o convingere și de a ne da seama dacă e bună sau dacă nu e bună, trebuie să ne dăm seama care sunt convingerile cele mai puternice. Așa că am nevoie de voluntate. Nu trebuie să vină până aici. Trebuie doar să... Ok, ridică de picioare și spune numele. Olivia. Bun. O să am vrut cu tine niște întrebări. Da. Bun. Dar hai trebuie să răspund. Singur. Ce vârstă ai? 16. Ok. În ce oră ai locuit? Treaba. Bun. Ultima întrebare. Ești pe ea sau ești? Bun, ok, a fost o întrebare ciudată în ultima și puțin prostească, dar ideea e felul următor, mersi frumos. Ideea e felul următor. Atunci când avem convingeri foarte puternice, răspunsurile pe care le dăm oamenii sunt spontane. Nu mai trebuie să procesăm deloc informația respectivă. Și dacă vrem să ajungem în punctul în care ne cunoaștem convingerile, trebuie să fim conștienți de ce dăm oamenilor înapoi.